Nunta este unul din cele mai importante evenimente ale vieții. Plin de emoții, lacrimi de bucurie, oaspeți dragi, bani adunați într-un coș, dar și cu multe surprize. Cine se aștepta că dragii noștri miri se vor certa chiar în fața oficiului stării civile din cauza maestrului de ceremonii? Da, ai găsit? Da, cum? Cine? Ia uite cum mă cheam. Nu. Femeie. Da. Geta. Geta. Iar Geta. Dar și porubin, eu l-am eu, fără porubin, nu mă mărit. Eu te rog, nu mă nerva. Ghiță, ce-i cu viața ta? Maestrul de ceremonii sau Tamada, așa cum este numit la noi, este personajul principal al petrecerii. De la el începe seara și tot cu el se și termină. Geta și Porubin nu sunt, cum a crezut mireasa noastră, niște personaje negative, ci chiar maieștri de ceremonii care urmau să le transforme nunta în basm. Întâi de toate este nevoie de creativitate. În mod obligatoriu, pentru că un maestru de ceremonii nu poate să organizeze sau să inventeze un proiect și să-l promoveze. El trebuie permanent să improvizeze. Un maestru de ceremonii, ca să redactăm gândul, trebuie să fie un om care iubește oamenii, în primul rând. Dincolo de toate aptitudinile profesionale, dincolo de talentele lui ascunse, neascunse, developate sau nu, dincolo de prețul pe care îl solicită, dincolo de titlurile și regalile pe care le are și de brandul pe care îl reprezintă. Un moderator de nunți nu-ți va aduce mirele în prag și nici nu-ți va garanta prima noapte nupțială. Însă alegerea lui reprezintă un pas destul de important. Trebuie de ținut cont că din vreme ce veți procede mai repede la căutat, va fi și mai bine. Cel mai optimal ar fi să începeți căutările cu câteva luni înainte de eveniment. Atunci când angajează un maestru de ceremonii, mirele și mireasa, nașii și părinții trebuie să țină cont câți bani au în buzunar. Nu e asta cel mai important, dar inclusiv de asta trebuie să țină cont. Astăzi prețurile variază între 50 și 350 de euro. Maestru de ceremonii, înainte de a merge la petrecere, se întâlnește cu cei implicați și pune de comun acord. Pentru că, dincolo de tradiții, mai există și preferințe. O calitate de nelipsit la un prezentator de nunți este și spiritul de observație, dar și capacitatea de a simți pulsul nunții. E eronată părerea precum că maestrul de ceremonie este un simplu prezentator. Trebuie să ai și sănătate, trebuie să ai și putere, trebuie să ai și forță, să reziști și fizic, dar și psihic. Publicul vrea să audă ceea ce vrea să audă, vrea să vadă ceea ce îi place să vadă. Dacă nu-i place, te reneghează, te neglijează, te demască. Beții noștri miri, mai exact, beata noastră mireasă. Sala achitată, maestru angajat, părinții în culmea fericirii că în sfârșit o vor vedea măritată, dar cine să spună da? Oameni buni, salvați mireasa noastră! Desigur, o soluție ar fi să apelați și la serviciile unor agenții de mareaj, dacă, desigur, gologane aveți destui. Pentru atragerea oaspeților, rudelor la petrecerea unor activități, moderatorul va solicita lista invitaților, se va interesa de gradul de rudenie, numele lor, ocupația, relațiile lor cu mirii. Dar, în cazul nostru, îi va fi foarte greu, pentru că mirele găsit rămâne deocamdată o persoană incognito pentru nuntașii adunați grămadă. Nu știu dacă Andrei Porubin este un brand. Este adevărat că eu astăzi pot să-mi permit să refuz o ofertă dacă nu-mi place ceva. Nu-mi place, de exemplu, atitudinea față sau felul cum se vorbește.
Ei, dar vorba bancului, ce fel de nuntă fără bătaie? Asta a fost odată, dragii mei, acum însă cu un maestru de ceremonii profesionist, care v-a propus un scenariu cu cele mai frumoase tradiții, toate trebuie să meargă ca la carte. N-a fost caragios, a fost tragicomic. O nuntă care a avut loc chiar aici, prin preajmă, la Inturist, la Hotelul Național, la Restaurantul Național. Aici, la masa mare, în toiul mesei mari, a luat foc cazinoul de la subsol și în 5 minute sala de nunți s-a umplut cu un fum negru. A fost o nuntă recentă unde au furat mireasa. Tradiție. Mireasa a lipsit 3 ore. Și iată, în aceste 3 ore, eu am încercat cumva să dau suflu nunții astea ca ea să meargă mai departe. Dar nu asta a fost momentul culminant, 3 ore. Momentul culminant a fost că când au adus mireasa, s-a început târgul acesta, cât îmi plătești, cât am să-ți dau, nici de cum mirele nu putea să găsească limbă comună cu vornicei. Și a durat târgul acesta o oră și jumătate. Că am găsit culesul e bine, dar că maestrul a plecat din cauza cui, știți voi cui și dacă dăm noi de el, e vai de capul lui. Eu însă trebuie să-mi ajut prietena. Mă fac tamada și basta. Știi cum, talentul unui maestru de ceremonie este ca și un banc. El se transmite din gură în gură. Nu cred că o nuntă fără maestru de ceremonii este ratată. Pentru că totul depinde de cine stă în capul mesii. Mire și mireasă, nunta și prezentator de nunți, să se pupe mirii, dacă toți au găsit și se iubesc.